profitați, cine mă ajută pe mine, cine mă calculează și îmi dă găurile pentru mânere. Mare noroc am eu. Și suntem fleașcă, e căldură mare, avem căldură aici de nu mai putem. E caniculă și... Acum face gaura. Și în felul acesta le punem mânerele. Vedeți, aceste mânere se pun și se pun cu șuruburi pe partea interioară. Avem mai multe modele de șuruburi, dar noi vom folosi modelul potrivit. Este pentru diferite tipuri. La fel, numai cum mai lungi, mai da, scurte, de fapt. Mai lungi. Sau mai scurte. Se face partea interioară, se introduce, înfiletează și acesta rămân solide. Nu te ascult. Să vedem dacă vrea. Să nu-l forțezi. Lasă-și. Dă-i încet. Ești artist. Nu? Ăla nu e bine. Lasă că e legea. Că e gaura puțin decalată. Noi avem această măsură care ne ajută mult, dar totuși gaura poate să mai fugă puțin. Dar se reglează destul de ușor. Nu văd eu ora de la asta. Hai, o scot și eu. Imediat se rezolvă. O lărgești puțin. Bun. Da. Eu zic acum mai mult. De obicei, mai sunt mici diferențe. Dar vedeți cât de simplu este și cât de mult mă ajută. Pentru că eu fixez acum, am fixat acel dulap. Mai am încă unul de fixat, după aceea trebuie să le reglez la înălțime, să le îmbin una cu alta, exact așa și cu astea, după aia să-i pun ușile, dar mai am de reglat, trebuie să le apropiu, vedeți, nu este la aceeași distanță și atunci unul trebuie lăsat, unul ridicat, probabil. Și între timp eu fac astea, el am ajutat enorm de mult, îmi pune toate detaliile astea, mânere, tot. Contează mult. Deci, uitați cum arată fiecare bloc în parte. V-am spus, va veni și cuptorul cu microunde, ce va fi identic cu cuptorul. Aici avem sertare, încă este mizerie, mai sunt, dar vor veni din acelea ca să-și poată pune tacâmurile, le are. Dar să-și pune doamna după ce face curățenie. Sunt sertare încăpătoare. Acesta vi l-am arătat. Este frumos. Este foarte încăpător. Și interesant este că avem acces pe ambele părți. La rafturile acestea. Este acces și din partea aceasta. La fel este cu închidere lentă. Sus mai am câte două dulapuri, dar nu le pot deschide când ajung la ele și nu mai au scara. Aici avem două așa simple, cu rafturi, aici avem mai multe rafturi, aici avem numai unul, ca să bage lucruri mai adânci, mai mari. După aia, aici avem la fel un sertar,
totul este cu închidere lentă, inclusiv ușile, balamale. Aici am toate hârtiile. Și aici este mobila de colț, care mi-a dat puțin bătaie de cap. Deci, ia vedeți, o puteți folosi așa. Aveți partea aceasta, ce se învârte complet. Are piedică ce se oprește, așa. Sper să vedeți bine că nu prea am lumină suficientă. Ceva de genul. Și jos, la fel, este aceeași chestie și în partea de jos. Deci cam asta ar fi colțul. După aceea vine lavoarul, care este funcțional, complet. Apa caldă, apă rece. Aici nu știu ce vă pune ei, marmură sau gresie. Adică eu voi pune, dar ce vor cumpăra, unde nu sunt deciși. Aici la fel avem o mobilă de colț. Aici avem o mașină de spălat veche, deoarece cea nouă, nu știu cât va dura, dar încă nu au un termen de livrare. Aceasta de spălat vase a sosit. Au comandat la fel, tot un Electrolux din aceeași gamă, dar sunt probleme cu livrare. Iar sus avem genul acesta, rafturi, diferite măsuri, vedeți, doamna și-a băgat deja, că nu mai știe unde să și le pună. Astea sunt mai dese puțin. Sunt diferite. Deci bucătăria este destul de mare. Blatul este satinat. Nu l-am curățat eu prea bine. Urmează să-i mai pun când voi pune partea de sus, voi pune aici o baghetă de joncțiune, care este foarte practică, să nu ajungă totuși apă. Și bun, cam asta este bucătăria. Cota v-am arătat-o, mai trebuie lua plasticul după ea. Eu sper să vă placă. Este încăpătoare și este foarte practică. Thank you.